Alexin Adrian, director. Domnul Bonea nu dorește să dau declarație? Nu știu, n-am apucat să vorbesc cu el, nu știu. Ok. Un pic cam dur și a pe zero? Cam dur, un joc dezamăgitor, foarte dezamăgitor. Asta este, ce să facem. Ne-am pregătit, dar se pare că adversarii din șagă sunt mult mai pregătiți ca noi. Rămâne magica și în sezonul viitor să se lupte din nou pentru promovare, să ajungă din nou aici. Să sperăm să luna viitoare avem întâlnire, conducerea toată lumea, o să stabilim exact ce și cum, nu știu să vă spun. Se vede și cu experiența lor de jucători și cu toți au fotbaliști. Dar noi s-a mucit, de-aia s-a ajuns aici. Nu vă sprijină primăria din Cucăștiu, aveți doar... Ne-a mai sprijinat, mai aia, dar în mare parte patronul nostru, cel care duce greu financiar și tot, el, datorită lui, ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani în Caransele. Noi dacă dispărăm, nu o să mai fie nimeni. Nu văd următoria.